Este ziua internațională a animalelor fără stăpân. O zi în care oamenii cărora le pasă pot face ceva, să adopte. La nivel mondial sunt peste 500 de milioane de animale fără stăpân și discutăm despre acest subiect, dar și despre responsabilitatea care vine la pachet cu adoptarea unui animal. Anca Stoinescu, consilier protecția animalelor Ilfov, este alături de noi și nu este singură. Bună dimineața. Bună dimineața. Ești alături de? Lord. Uh, alături de Lord. Da. E foarte cu minte. E obișnuit cu camerele, nu? Lord este obișnuit cu oamenii, este obișnuit cu absolut orice, pentru că l-am de când avea patru luni. Vine cu mine peste tot, doarme cu mine și acum are opt ani și jumătate. De aici vom pleca la birou, amândoi. Este obișnuit să mă însoțească peste tot, îi plac oamenii, îi plac copiii. Motiv pentru care vine și cu mine în școli, în proiectul nostru de educație și este foarte cu minte. Să vorbim despre partea asta de educație până să-l întrebăm ceva și pe Lord, pentru că vreau să vorbim despre responsabilitatea care vine la pachet cu faptul că adoptăm un animal. Da, un animal aduce foarte multă bucurie, însă presupune și o responsabilitate foarte mare. De la vizite periodice la veterinar, la alegem mâncarea potrivită, la nerupe din timpul nostru ca să-l plimbăm. Um, La a luat cu noi în concedii, în vacanțe Pentru că mie, mi se pare normal să facem lucrul ăsta Pentru că de ce să-l lași acasă dacă ai posibilitatea să-l iei Și din fericire am observat că sunt din ce în ce mai multe hoteluri pet friendly, din ce în ce mai multe restaurante, dar da, este un pachet întreg. Nu Un câine sau o pisică nu înseamnă doar să ne jucăm cu ei, înseamnă să avem grijă de ei, iar ei sunt 100% dependenți de noi. E schimbarea unui mod de viață până la urmă. Trebuie să-ți adaptezi locuința, să-ți adaptezi mașina dacă ai, să adaptezi planurile de viață. Tot exact, ce faci. exact. Și ce le spunem mereu adoptatorilor, e nevoie de multă răbdare, mai ales pentru un câine adoptat, luat de pe stradă, sau uh, luat dintr un adă post pași mici, să se obișnuiască cu casa, să se obișnuiască cu mașina, să se obișnuiască cu plimbările. De exemplu, eu când l-am luat pe Lord, lui era frică să urce în lift. Stăteam la apartament, era frică să urce în lift și mi-a luat, cred că vreo două săptămâni să-l obișnuiesc. Iar acum când am ajuns la voi, efectiv stătea lipit de ușa liftului așteptând să se deschidă ușile să urce. Atât de mult îi place, dar trebuie să avem răbdare și totul depinde de noi. Se aplică aceeași tactică și la oamenii cărora le e frică de lift? La fel să învață și ei. Asta nu știu, am șase e acasă, despre oameni, nu știu să vă spun, dar... Apropo de pași mici și de responsabilitate, faptul că trebuie să ne adaptăm viața înseamnă și că trebuie să ne adaptăm obiceiurile. Iar unul dintre obiceiuri este scosul câinelui. În fiecare zi, adică nu se face așa cu excepții când ne aducem aminte. Câinele are nevoie să fie scos din casă pe orice vreme și, bineînțeles, la ore poate mai puțin Confortabile. Oamenii trebuie să conștientizeze și lucrul ăsta Este parte din acea responsabilitate Da, uh, sunt ca niște copii Au nevoie de un program al lor Oricât am venit seara de obosiți de la serviciu Nu putem să nu-i scoatem afară Și pentru anumite uh, rase de câini Sau pentru anumiți câini Special câinii de talie mare O plimbare nu înseamnă 5 minute Ca să-și facă nevoile în fața blocului și atât O plimbare înseamnă o oră, două ca ei să-și consume energia, pentru că avem pretenția ca peste zi să fie cu mintea acasă. De asta este. Trebuie să avem efectiv un program, și noi, cât și ei. Și eu cred că și pentru noi, ca adoptatori, este benefic. Este benefic să ne plimbăm dimineața și seara. Poate dacă nu avem un câine, n-am face lucrul ăsta. Nu ne-am găsit timpul, nu ne-am găsit energia. Dar trebuie. Iar odată cu acest program, intervine și responsabilitatea de a strânge după animalele noastre. Este extraordinar de important. E vorba de respect față de animalul tău, față de ceilalți oameni, față de tine, de fapt. Eu am punguțe cu mine în geantă, absolut peste tot. Se întâmplă, nu știu, să plec chiar și fără portofel la mine, însă am pungi în fiecare geantă și în fiecare rucsac și în mașină. Pentru că așa este normal, este parte din responsabilitatea noastră ca deținător de animal. Eu vorbesc acum din perspectiva unui om care are acasă pisică, nu câine, dar pot să spun că mi s-a întâmplat de atât de multe ori să merg prin iarbă sau pe trotuar sau pe zăpadă mai ales și să întâlnesc astfel de situații în care să mă murdăresc pe tălbi din cauza proprietarilor de câini din cartier care nu strâng după câinilor. Cum pot să fie încurajați? Să își schimbe Comportamentul. Da, noi, sâmbătă, pe data de șase, avem o campanie. Se numește Adună norocul cu mâna ta. Eu strâng după câinele meu, astăzi strâng și după al tău. Este o campanie în care efectiv ieșim să facem curat într-o anumită zonă din București, să vorbim cu oamenii. Este o campanie și de conștientizare în același timp. Împărțim punguțe speciale și discutăm cu oamenii în special cu cei pe care îi vedem că au animale, au câini în lesă, să le explicăm faptul că este o dovadă de respect, este de datoria lor să facă acest lucru. Așa cum trebuie să îți hrănești câinele, la fel trebuie să și strângi după el. Noi avem sediul în sectorul 6. Și avem mereu câini la birou. Am avut și 10 câini la birou. În momentul de față avem o singură cățelușă bătrână, steluța, iar steluța iese la plimbare în fiecare zi, dimineața când ajungem și seara înainte de a pleca. Și am fost dezamăgiți să vedem câtă mizerie este pe străzi. Străzile sunt foarte, foarte murdare și parcurile și majoritatea zonelor, de fapt. De aici a plecat și ideea de a face ceva în sensul ăsta și nu doar să fie o campanie de conștientizare, ci să ieșim efectiv să facem curat. Avem și mulți voluntari pentru că nu doar eu și colegii mei vom merge. Am adunat voluntari, suntem undeva la 40-50 de persoane și sperăm că până sâmbătă mai e timp să ne adunăm și mai mulți. Cum pot să-i atrag eu atenția unui proprietar de câini atunci când văd că se întâmplă așa ceva? Că el lasă acolo și nu strânge după animalul lui. Uh, mie mi s-a întâmplat să văd asta, iar eu având mereu pungi la mine, m-am dus efectiv la omul respectiv și am spus că inele dumneavoastră a lăsat ceva în urmă, dacă nu aveți pungi poftiți, am eu, și vrând nevrând s-au conformat, pentru că dacă le atrage atenția, nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să-i spun cuiva și pur și simplu să plece și să mă ignore. De rușine, până la urmă, până la urmă strâng și... Bine ar fi să o facă din propria lor conștiință Nu că le este atras atenția Vorbeai de o campanie Care se desfășoară Și urmează să, să se desfășoare Cum o să vă dați seama Dacă funcționează O să ne dăm seama imediat Prin străzi mai curate Așteptăm un efect imediat Sau schimbarea mentalității se face în timp Schimbarea mentalității se face în timp Acum Facem această campanie într-o zi și cinci oameni, dacă vor strânge după câinilor, după această campanie, pentru noi va fi mare lucru. Din aproape, în aproape. Schimbarea nu se face peste noapte și mentalitatea oamenilor în ceea ce privește animalele de companie este, ar fi urât să spun, învechită, dar ei nu consideră că au foarte multe nevoi. Adică, de exemplu, dacă își face nevoile pe spațiul verde, n-are nimic. E bio, nu? Se, se degradează în timp. Uh, la fel uh, animalul, uh, pentru cei care țin animale la curte, stă la curte nu mai are nevoie de plimbare, sau uh, este suficient să-i pun apă și mâncare și asta e tot noi lucrăm la, la asta de aceea și programul de educație din școli, uh, se numește respectul față de animale, noi asta încercăm să-i facem pe oameni să înțeleagă, nu toată lumea trebuie să iubească animalele, pentru că Animalele nu sunt pentru toată lumea. Într-adevăr, nu fiecare trebuie să avem câine sau pisică acasă. Însă toți trebuie să le respectăm. Cum îi respectăm pe ceilalți, așa trebuie să respectăm și animalele. E dovadă de umanitate. Eu sunt curios ce ar spune Lord, dacă am putea să-l întrebăm pe el despre comportamentul unora dintre proprietari, despre comportamentul unora dintre oamenii care interacționează cu animalele. Pentru că, așa cum ai spus și tu, indiferent dacă suntem sau noi iubitori de animale, trebuie să le respectăm. Lord, primii trei ani, a crescut la apartament. Și de aici și ce-ți spuneam cu programul, ieșitul dimineața, seara și așa mai departe și steam undeva în apropierea unui parc din centrul Bucureștiului. Ieșeam, ne jucam, îi aruncam mingea, el mi-o aducea. S-a întâmplat de nenumărate ori să-i arunc mingea și să cadă într-o mizerie lăsată în urmă de un om. Și efectiv stătea lângă jucărie și lătra la ea, nu se ducea să o ia. Îi afectează chiar și pe ceilalți câini, să îi scoți la plimbare pe o stradă sau într-un parc unde să nu poată să alerge de mizerie. E prietenos lor? Pot să mă duc da, la Da, este extrem de prietenos Din nou, eu am pisică acasă Nu sunt obișnuit cu căței Este foarte Și... prietenos Uite, tocmai nu este pentru foarte, asta vreau Nu este foarte afectos să... cu oamenii Dar este prietenos cu siguranță Bun Ce-i sfătuiești pe cei care Vor să își ia un câine Dar poate nu au curajul Sau nu au Spun ei că nu au ce le trebuie eu îi sfătuiesc în primul rând să se gândească de 10 ori înainte, pentru că să-ți iei un animal înseamnă o responsabilitate pe viață. Mai bine te gândești de 10 ori înainte și alegi să nu îl iei, decât să-l iei și apoi să renunți la el. Este cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui animal, să aibă o familie și apoi familia aia să renunțe la el. Am avut puține din fericire, dar am avut cazuri de adopții nereușite, unde ne-au sunat că aduc animalele înapoi. Este cea mai mare traumă pentru un câine. Mai bine rămâne acolo în adăpost și, -și așteaptă familia potrivită, decât să aibă o familie și apoi să-l să aducă înapoi în adăpost. Să se gândească bine înainte... Este o responsabilitate, însă nu e nimic ce nu poate fi realizat. Iar bucuria adusă de un animal nu se compară cu nicio responsabilitate care vine odată cu el. A adus foarte multă bucurie și aici la Euronews, <laughs> pentru că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu vedeți, dar în spatele camerelor sunt foarte mulți colegi care s-au strâns și care se uită la noi în acest moment și așteaptă și ei să se joace cu Lord. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, vă mulțumim foarte mult că ne ajutați să educăm, încercăm să facem asta la Euronews, pe lângă misiunea noastră de informare, nu știu în ani și minute de câine cât înseamnă, dar în timpul oamenilor, în doar câteva minute, aici la Euronews România, Monica Mihai vă așteaptă cu cele mai noi informații și imagini. Noi ne începem dimineața împreună și mâine. Lord, vă mulțumește că ați fost alături de noi și rămâneți alături de Euronews